Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiune Întrebare. Iată-ne față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, așa că îi spunem un bun venit domnului Alex Ivan, prezbiter și lider de tineret la Biserica Creștină Pentecostală Betel din București. Alex, bine ai venit la noi în emisiune. Bine te-am găsit, Cătălin, te salut cu bucurie pe tine și toți și pe toți ascultătorii Prodocenți Media. Alex, îți mulțumesc că și de data aceasta ai răspuns pozitiv invitației mele de a fi prezent în emisiunea noastră și, bineînțeles, de a aborda o temă, aș spune, foarte importantă, o temă care necesită, bineînțeles, o privire atentă a Sfintelor Scripturi și apoi o doză de, să spunem așa, de aplicabilitate în viața reală destul de mare. Așa că te provoc să discutăm în seara aceasta despre slujirea creștină versus activismul religios. De ce îți propun această temă? Din simpla dorință de a clarifica care sunt diferențele majore între ceea ce înseamnă sau ceea ce spune Sfânta Scriptură despre slujirea creștină, despre chemarea la slujire și apoi despre restul activităților, eforturilor omenești, ceea ce cu toții la un moment dat ajungem să facem, dar care are mai puțină importanță sau valoare în ochii lui Dumnezeu. Cu toții ne dorim ca ceea ce facem în numele Domnului să fie într-adevăr în numele Domnului și activitatea noastră, așa zisă slujire, să aibă efect, să fie la chemarea lui Dumnezeu și să obținem efectele pe care Dumnezeu le dorește din eforturile noastre. Înainte de a vorbi despre slujire și despre activism religios, haideți să definim puțin nevoia aceasta a slujirii. De-a lungul istoriei gândirii creștine, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, apostolii au căutat să pună în practică ceea ce au învățat de la Domnul Iisus. Primul care a slujit a fost Domnul Iisus. El s-a dat pe sine exemplu pentru noi. Odată cu el, ucenicii lui, discipolii lui, au pus în aplicare, dincolo de învățătura, ca parte a creștinismului, cât și practica. Trebuie să știi să pui în practică ceea ce ai învățat. Acum, când vorbim despre slujirea creștină, despre asta a scris mult. Slujirea creștină se face din primul secol și până în prezent. Ce înțeleg eu din slujirea creștină este următorul lucru. Dumnezeu cheamă omul la slujire. Omul slujește nu pentru a-și cumpăra veșnicia sau să-L răsplătească pe Dumnezeu pentru mântuirea pe care a oferit-o. Slujirea este o expresie a iubirii omului față de Dumnezeu și față de oameni, pentru că implicit slujești și oamenii, dar nu o faci drept compensație, ci o faci ca pe un dar pe care îl oferi lui Dumnezeu. Chemarea la slujire este una generală. Vezi, Dumnezeu a chemat pe oameni la slujire și este un imperativ pe care îl găsim în Roman 12 cu 11. Acolo Pavel spune foarte clar, slujiți Domnului. Este un imperativ. Pe Dumnezeu îl slujești. Există așa ceva? Există. Slujiți Domnului. Este un imperativ cât se poate de clar și bisericile pe care apostolii le-au păstorit, pe care le-au slujit, au cunoscut idealul vieții de credință care se concentrează și la acest ideal ajungi dacă îl slujești pe Dumnezeu. Dincolo de învățătura pe care Dumnezeu a lăsat-o pe paginile Sfintei Scripturi, trebuie să se regăsească și în practica omului de zi cu zi, pusă în aplicare învățătura aceasta. Când vorbești despre iubire, trebuie să știi să-i slujești pe oameni, să-i slujești cu iubire. Când vorbești despre renunțare la tine însuți, la a-ți pune anumite limite în ce înseamnă raportul cu oamenii și să te înfrânezi în anumite situații, este tot o expresie a iubirii pe care o manifesti pentru cei din jurul tău. Acum, chemarea la slujire este foarte importantă pentru că ea nu este numai o chemare generală, ea este și una particulară. Și avem în Vechiul Testament mai multe exemple. Dacă luăm particular, Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, l-a pus deoparte din pântecele mamei lui și a spus, vei fi proroc pentru mine și mă vei reprezenta în raport cu națiunea lui Israel și nu numai cu națiunea lui Israel. Ai o altă chemare particulară, chemarea lui Moise, în Exod capitolul 4, a încercat Moise să se eschiveze, să fugă, dar într-un final a înțeles că scopul lui Dumnezeu este superior așteptărilor lui și comodității lui
și până la urmă defectelor lui. El de multe ori a spus, nu sunt pregătit pentru că am o vorbire, sunt un pic bâlbâit, nu pot să te reprezint. Și totuși Dumnezeu transformă un minus într-un plus în viața lui Moise și îl cheamă la slujire. Așadar, când Dumnezeu cheamă la slujire, nu caută oameni perfecți, el caută oameni disponibili. Apoi ai o altă chemare la slujire, cazul lui Iona. I s-a dat o sarcină specifică. Du-te la Ninive și vestește cuvântul meu. Iona se eschivează, fuge, dar într-un final ajunge și îndeplinește scopul pentru care Dumnezeu l-a chemat. Mutăm discuția în Noul Testament. Domnul Iisus a chemat nominal oameni la slujire. Uite, un exemplu foarte frumos este chemarea lui Levi, care ajunge să-i fie apostol. Îl găsește în vamă, îl găsește implicat, îl găsește disponibil. Și vezi, trei cuvinte îl mișcă pe omul acesta. Vino după mine. Nu tu argumente, nu tu promisiuni înalte, nu tu o pensie și o bătrânețe liniștită, vino după mine. Și a fi mers după Domnul Iisus Hristos în perioada respectivă reprezenta mai mult decât abandonul unui serviciu sau abandonul unui confort de care puteai să beneficiezi în ce însemna raportul lui cu Imperiul Roman, fiind vameș pentru Imperiul Roman, avea o poziție în societate. Ei, chemarea la slujire o face Dumnezeu. A făcut-o general, ne-a chemat pe toți, dar o face și particular. Și eu cred într-o chemare a lui Dumnezeu la slujire și în generația aceasta. Aș merge puțin mai departe și aș spune că Dumnezeu ne cheamă pe toți la mântuire și pe toți cei mântuiți la slujire. Corect. La un mod general și, bineînțeles, particular pe fiecare în funcție de chemările speciale pe care Dumnezeu le are pregătite pentru fiecare. Așa cum în Vechiul Legământ Dumnezeu a chemat Israel, pe națiunea aceasta, națiunea lui Israel, să-l slujească și să-l reprezinte, se mută discuția în Noul Testament când Dumnezeu cheamă pe toți credincioșii care intră în Noul Legământ cu El să-i slujească și să-l reprezinte. Chemarea la slujire, așa cum am spus, este și general, este și particular. Și un credincios care l-a întâlnit pe Dumnezeu își va asuma această slujire în domeniul unde Dumnezeu îl cheamă și nominal. Slujirea este o activitate cu chemare de la Dumnezeu, binecuvântată de Dumnezeu, cu o chemare specială. Activismul religios este orice altceva care necesită efort, transpirație, în numele Domnului, dar de fapt nu e, și până la urmă cu rezultate care nu au niciun efect. Vezi, Cătălin, această distinție între fals și autentic... Până la urmă asta e. Ți-e greu să o faci, pentru că dacă nu pleci de la baza Scripturii și nu înțelegi slujirea creștină din perspectiva lui Dumnezeu, nu prea faci distinție între activism și slujirea creștină. În ceea ce înțeleg eu din Sfânta Scriptură, înțeleg că slujirea creștină întotdeauna l-are pe Hristos în centru. Activismul pune omul în centru și face casă bună cu umanismul. Adică omul, dacă este măsura tuturor lucrurilor și faci tot posibilul să-l mulțumești, greșești. Slujirea creștină vizează răsplata finală. Activismul religios impune răsplătirea acum. Vrea laurii, victoriei, recunoscuți acum. Slujirea creștină se realizează în orice moment. Trebuie să fii dispus să îi te pui la dispoziție lui Dumnezeu în orice context. Și atunci când ți-e greu și atunci când nu ți-e greu. Activismul religios se activează doar în anumite ocazii. Și de cele mai multe ori doar atunci când are ceva de câștigat. Vezi, în gândirea lui Dumnezeu, slujirea creștină implică această latură duhovnicească. În Roman 12:1 Dumnezeu spune astfel: slujirea întotdeauna va fi duhovnicească, inclusiv înfrânările pe care ți le pui în trup. Tot ce implică slujire creștină este de natură duhovnicească. Dacă înțelegem că tot ceea ce facem trebuie să-i aducă onoare și cinste lui Dumnezeu, trebuie să-l punem pe om într-un con de umbră. Adică îmbibată cu Duhul Sfânt. Cu Duhul Sfânt. Acolo unde Duhul este, Duhul îl proslăvește pe Hristos. Hristos este centrul creștinismului. Dar după cum vezi, în societatea contemporană și în anumite ramuri ale creștinismului confesional, al scoate pe om în centru. Vorbesc despre lideri care produc mișcări în jurul lor. Mișcări de masă, mișcări de fonduri. Masă, sigur. Nu-l prea văd pe Hristos acolo. Accentul cade pe ei, pe ce fac ei. Trebuie să iasă întotdeauna în evidență ei.
Când vorbești despre slujirea creștină, îl aduce pe Hristos în centru. Nu vreau să știu pe altcineva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, spune Pavel de atâtea ori în epistolele lui. Slujirea noastră, slujirea creștină, l-are pe Iisus în centru. Da, îi slujim pe oameni. Vezi, există în gândirea creștină acest termen, o slujire teandrică, de la Theos, Dumnezeu, și Anthropos, om. Deci noi îl slujim pe Dumnezeu, dar îi slujim și pe oameni. Dar nu facem din om centrul creștinismului și nu îl aducem pe om în centrul slujirii noastre doar pentru a-l mulțumi și doar pentru a-l mai ține într-o confesiune religioasă și pentru a-l mai ține într-o biserică. Slujirea este pentru Hristos. Se realizează cu oameni imperfecți, dar asta nu înseamnă chiar nu-i aduce onoare și cinste lui Dumnezeu, acolo unde se face dintr-o inimă curată și dintr-un cuget sfințit de Duhul Sfânt. Aici văd eu această delimitare între activism și slujirea creștină. Alex, hai să luăm un exemplu clasic. Vine omul, înțelege că este păcătos, se pocăiește, se botează, rămâne într-o biserică și își urmează viața de zi cu zi ca și copila lui Dumnezeu. A spune că viața aceasta continuă zi de zi, vine la serviciile bisericii, se implică, a spune, sau nu se implică, majoritatea celor care trec prin perioada aceasta de început reușesc să-și găsească un loc într-o activitate a bisericii, dar foarte mulți rămân în starea aceasta de începători, chiar consumatori, oameni care se bucură de tot ce se întâmplă în biserică, de predică, de slujirile altora, da, cântare, dar nu ajung să fie implicați în absolut nimic. Practic, slujirea nu i-a atins cu nimic. Una dintre motivațiile care apar în situațiile acestea este timpul pentru slujire. Unii spun, e prea devreme, nu sunt prea învățat, nu știu să fac, nu știu să cânt, mai aștept timpul nepotrivit. Sau hai să vedem ce se va mai întâmpla. Poate voi rămâne în biserica asta sau poate voi merge în alta, ne gândim și la termenul acesta. Hai să ne uităm puțin la timp. Ce putem spune despre timpul acesta pentru slujire? Cine definește timpul? Timpul pentru slujire este prielnic întotdeauna cel de astăzi. Vezi, Domnul Iisus Hristos a spus o pildă foarte frumoasă în Noul Testament atunci când a vorbit despre o oportunitate pe care Dumnezeu o dă tuturor oamenilor să slujească și El a spus în pilda celor doi fii, este subliniat în Evanghelie, este subliniată chemarea la slujire sub următoarele cuvinte. Du-te astăzi și lucrează în via mea. Eu înțeleg că este un timp potrivit astăzi. Și astăzi este acel reper pe care Dumnezeu îl oferă credinciosului să-și pună în slujba lui talanții pe care i-a primit. Din ce înțelegem din pilda aceasta este următorul lucru. Fii au răspuns diferit. Unii promit și nu fac. Alții nu promit sau promit și apoi se răzgândesc, le pare rău și se duc și pun în aplicare ceea ce tatăl le-a cerut să facă. Timpul potrivit este întotdeauna astăzi. În Matei 21 cu 28, Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, du-te astăzi și lucrează în via mea. În Ioan capitolul 9, versetul 4, Domnul Iisus a spus un lucru foarte frumos. Cât este ziua, trebuie să lucrez, pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Va exista un moment când se va spune stop joc implicării noastre. Cât putem să facem, cât este lumină să alergăm, cât ni se dă oportunitatea din partea lui Dumnezeu și suntem înzestrați cu daruri din partea lui Dumnezeu să punem în operă tot ceea ce este mai frumos din Sfânta Scriptură în viața celor de lângă noi. În Faptele Apostolilor 13, atunci când Apostolul Pavel vorbește despre regele David, este un verset foarte important, acolo unde omul lui Dumnezeu Pavel spune și David, după ce a slujit celor din generația lui, din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. Ce vrea Dumnezeu să spune este că noi trebuie să ne slujim generația noastră. Trebuie să o slujim după planul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, trebuie să fim conștienți că într-o zi viața noastră se va încheia.
Și rămâne în urma noastră ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Nu că este un slogan religios, slujește astăzi că mâine nu știi ce va fi. Este o realitate. Sunt atâți oameni care și-au încheiat alergarea pe pământul acesta. Și îți dau câteva exemple. Slujirea lor, deși a fost publică, a fost de un impact major. Ai slujirea și implicarea unui mare evanghelist, Billy Graham. Nu numai el, ai impactul pe care l-a realizat un evanghelist de origine germană, Reinhard Bonnke, în Africa. Deși slujirea lor a fost publică, impactul a fost pe măsură. Dar sunt și anumite domenii unde Dumnezeu ne cheamă să slujim și poate nu apar în lumina reflectoarelor și nu sunt de domeniul maselor și nu ajung să angreneze atâta resursă umană. Dar acolo unde Dumnezeu ne-a chemat să slujim, trebuie să înțelegem că El va răsplăti. Este un verset în Noul Testament care spune foarte frumos: și un pahar cu apă rece dat în numele Lui își va primi răsplata. Poți să predici de la amvon, poți să predici mulțimilor, dar dacă ai avut grijă de un bătrân și ai știut să-L slujești ca pe Hristos, răsplata nu ți se va pierde, răsplata va rămâne. Da, este un timp potrivit pentru slujire și timpul potrivit este întotdeauna astăzi. Pe când un activist religios întotdeauna va căuta să caute timpul cel mai potrivit, prime time, îi se mai spune. Exact. Atunci când știi că oamenii se vor uita, atunci când știi că oamenii îți vor da like, atunci când știi că vei fi în lumina reflectoarelor, când vei fi cel mai vizibil. Exact. Domnul Iisus a spus să nu știe stânga ce face dreapta. Și totul este în contextul slujirii. Nu afirma, nu scoate în lumina reflectoarelor, nu trâmbița, nu scoate în evidență ce ai făcut, pentru că accentul va cădea întotdeauna pe tine. Tot ce faci în ascuns va fi răsplătit în ascuns. Sunt atâtea repere în Sfânta Scriptură care vorbesc despre o slujire discretă. Sunt multe activități în biserică care nu se văd, dar sunt foarte importante. Exact. Și fără de care slujirea celorlalți, bunăstarea, activitatea acelei comunități nu ar fi așa cum ar trebui să fie. Ei, acei oameni nu se văd poate niciodată, dar ei fac slujirea aceea, iar răsplata lor nu este din partea lui Dumnezeu. Exact. Slavă Domnului! Alex, foarte important este scopul. Am spus asta și la începutul discuției noastre. Trebuie să vedem până la urmă de ce fac ceea ce fac. Aș spune că ar fi exclusă ideea ca cineva să facă o slujire în numele Domnului sau să pretinde că ceea ce face este în numele Domnului, dar de fapt să urmărească așa, într-un mod șiret, alte scopuri. Realitatea de obicei bate filmul și am văzut că există și asemenea cazuri. Dar haideți să vedem, să presupunem că scopul este unul de apreciat și dorim să credem că majoritatea celor care fac ceva sau pretind că fac ceva în numele Domnului o fac cu scop nobil, și anume acela de a-L protovi pe Dumnezeu. Cum vezi tu relația dintre slujire și scop? Vezi, Cătălin, Apostolul Pavel a sesizat încă din perioada slujirii lui că sunt unii care îl predică pe Hristos dintr-o slavă deșartă. Nu cu noi a început acest activism religios și nu cred că se va încheia cu noi. Un credincios autentic care îi slujește lui Dumnezeu ține cont de scop. Și scopul întotdeauna este gloria lui Dumnezeu. Și Pavel se dă pe sine însuși exemplu atunci când spune în 1 Corinteni 4:1 că noi suntem slujitori ai lui Hristos, care ca buni spravnici ai tainelor lui Dumnezeu, îl avem pe Hristos în vedere. Pe El îl propovăduim, pe El îl onorăm cu slujbele pe care le facem. Dar Apostolul Pavel ține cont și de faptul că slujirea pe care el, și nu numai el, toți cei ce vor să calce pe urmele apostolilor Domnului Iisus Hristos, este o slujire care trebuie să edifice comunitatea din care faci parte. Și el spune în Efeseni 4:11 că Dumnezeu, tot Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, învățători. Și scopul este pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Tot ce se întâmplă în urma vestirii cuvântului lui Dumnezeu în bisericile, din confesiunile din care fac parte, cei ce ne urmăresc, trebuie să-i motiveze să-L slujească pe Dumnezeu. Și slujirea depășește poate
granițele bisericii locale sau ce înseamnă implicarea vizibilă în bisericile locale. La amvon, să cânți într-un grup de chinari, să cânți într-un cor al bisericii și așa mai departe. Trebuie să ai în vedere zidirea trupului lui Hristos în toate aspectele. Și ce ni se cere ca ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu este să fim credincioși în lucrul încredințat nou. 1 Corinteni 4:2. Fiecare om are o slujbă încredințată. Așa gândesc. Așa am înțeles în Sfânta Scriptură, din Sfânta Scriptură. Când intri în trupul lui Hristos, ți se dă nominal, ți se dă particular un domeniu de activitate. Și cred că aici este o chemare divină la slujire. Când îți îndeplinești cu fidelitate slujba înaintea lui Dumnezeu, scopul tău este corect. Scopul tău, dacă este acesta de a-L onora pe Dumnezeu, îți atingi obiectivul. Dar să nu faci din slujire un scop în sine. Pentru că sunt unii care au deturnat scopul acesta și au alunecat în panta activismului religios. Și dacă nu fac ceva pentru Dumnezeu, au impresia că nu își îndeplinesc scopul pentru care există. Dar aici înțeleg din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, când te cheamă să faci ceva, îți spune nominal, îți spune particular, te conștientizează, te echipează, te instruiește și te integrează într-un domeniu unde să poți să îl reprezinți cu cinste și să poți să aduci aport la zidirea unui organism viu numit biserica. Un mare predicator, Paul Washer, spunea: If God in it, he will hold you up. Dacă Dumnezeu este în ceea ce faci, exact, El te va ține. Exact. El are grijă de tine. Iar dacă cumva nu ești pe calea care trebuie, El îți va da și semnalele ca să-ți dai seama că de fapt nu e bine ceea ce faci. Rămâne la atitudinea ta dacă asculți sau n-asculți sau pur și simplu mergi înainte fără să asculți de nimeni. Sunt și cazuri dintre acestea și până la urmă toată această activitate fără un scop duhovnicesc va avea eșecul garantat. Alex, mergem puțin mai departe și încercăm să vedem care ar fi modelele sau modelul în slujire, mai ales în perioada aceasta postmodernă, în care uitându-ne în stânga și în dreapta, fiecare încercăm să ne proiectăm un mentor, o persoană, un pastor, un predicator, cineva care să ne arate oarecum câteva exemple din viața proprie, din modul în care a slujit și să spunem, o persoană care ne poate ghida poate chiar pas cu pas în ceea ce noi numim slujirea. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și ai dat deja câteva exemple din Vechiul Testament, sunt o grămadă și în Noul Testament de persoane, de oameni chemați de Dumnezeu și care au fost slujitori desăvârșit. Au fost oameni, au rămas oameni, dar prin slujirea lor au marcat istoria umanității. Când vorbim despre modele, la ce te gândești ca și slujitor? Eu cred în mentorare și cred că slujitorii trebuie să se implice activ în viața spirituală a fiecărui credincios, să-și înțeleagă chemarea și darul pe care l-au din partea lui Dumnezeu. Dar pentru mine este esențial și cred că pentru fiecare credincios, să-și însușească modelul Domnului Iisus Hristos. El este modelul suprem. El de cele mai multe ori a spus: învățați de la mine. Și atunci când și-a format ucenicii, în prima fază le-a spus: veniți și vedeți ce fac. Ucenicii au venit aproape, au văzut mesajul lui, au văzut abordarea lui, au văzut că era un lider nonconformist și tot ce însemna spectrul religios al lui Israel nu intra în armonie cu vederile Domnului Iisus Hristos. Apoi Domnul Iisus Hristos a spus: veniți împreună cu mine și faceți alături de mine. Când înmulțește pâinile și peștii, le cere ucenicilor, cereți mulțimii să stea jos, luați coșurile cu pâini, luați coșurile cu pești și distribuiți-le. Vino și vezi, vino și fă împreună cu mine. Și apoi după înviere, Domnul Iisus Hristos
spune Biblia, a cerut apostolilor în Matei 28, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i. Multiplicați acest model și în viața lor, pornind de la el, modelul suprem. De la Domnul Iisus Hristos trece prin apostoli, din apostoli merge spre biserică. Din biserica primară ajunge pe linie istorică și spre noi. Noi suntem interesați să punem în aplicare slujirea după modelul Domnului Iisus Hristos. Găsim în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus a condamnat ipocrizia fariseilor și a saducheilor și a liderilor religioși care puneau accent pe un oficiu instituțional și nu pe o lucrare de slujire autentică. Și el dă un exemplu, un pildă a samaritanului milostiv. Când un om cade între tâlhari, în drum spre casă, se coboară de la Ierusalim și preotul și levitul și își vede drum. Pentru ei slujirea era doar în cadrul templului. Domnul Iisus Hristos merge mai departe și spune, când te cobori de la Ierusalim, nu-ți lăsa credința acolo. Nu acolo trebuie să, sau nu doar acolo trebuie să mă reprezint și acolo trebuie să aduci în existența oamenilor idealul meu de desăvârșire și de iubire față de oameni. Domnul Iisus Hristos cere ca oamenii să-L reprezint, slujitorii și cei ce aleg modelul Lui să-L reprezinte și acolo în cele mai dificile situații pentru oameni. Uite, cazul acesta cu un om căzut între tâlhari este proeminent pentru oamenii care pun accent pe o slujire doar la biserică. Eu cred că slujirea depășește programul din biserica din care venim. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeu în fiecare moment. Și slujire înseamnă mai mult decât o cântare, mai mult decât un mesaj, mai mult decât o dărnicie pe care o facem. Implică mai mult. Aria slujirii este bogată. Și uite, pentru Domnul Iisus a fost deosebit de important cum a tratat un samaritean, un evreu, un om căzut între tâlhari, într-o situație foarte dificilă. Între samariteni și evrei nu erau legături. Dar cunoaștem că de-a lungul istoriei s-a separat cele 10 seminții, pe vremea lui Roboam au trecut de partea lui Roboam, două seminții rămân, de partea lui Ieroboam, două seminții rămân loiale casei lui Israel, lui Roboam, fiul lui David. Dar între ei, de-a lungul istoriei, după ce s-au înrudit cu anumite popoare, n-a mai existat legătură. Dar vezi, Domnul Iisus Hristos trece dincolo de aceste diferențe etnice, naționale și pentru El este important ca toți oamenii să-L slujească. Și acest imperativ pe care Apostolul Pavel, așa cum am spus la început, îl dă romanilor, care nu sunt evrei, sunt dintre neamuri. Și imperativul lui Dumnezeu este ca nu numai Israel să-L slujească pe Dumnezeu, ci și biserica. Și biserica este formată din oameni din toate națiunile pământului. Chemarea la slujire nu este exclusivă. Chemarea la slujire este una generală și este generoasă pentru că Dumnezeu ne invită pe fiecare să facem parte din planul lui Dumnezeu. În Noul Testament, slujirea creștină nu este un act instituțional, un oficiu instituțional, ci eu cred că în gândirea lui Dumnezeu slujirea este un eveniment pe care îl trăiești, de care te bucuri. Și foarte important, diversitatea slujirii în Noul Testament o înțelegem din prisma faptului că nu peste tot se slujea identic. Fiecare comunitate formată de apostoli s-a adaptat, a fost flexibilă și deschisă la călăuzirea Duhului Sfânt în zonele în care s-a găsit. Provocările au fost diferite în Corint, provocările au fost diferite în bisericile din Galatia, din Efes și așa mai departe. Slujirea este diferită. Principiile sunt aceleași. Modelul nostru este Iisus Hristos în orice cultură, în orice context în care ne găsim. Dar trebuie să ne adaptăm contextului în care ne găsim. Flexibilitatea și așezarea sub autoritatea Duhului Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne deschid ochii să fim relevanți în orice context ne-am găsit. Dacă vorbim despre modele, ne gândim și la relația aceasta dintre mentor, ucenic, care implică, bineînțeles, o relație apropiată, o comunicare în ambele sensuri, dar implică și o dare de seamă din partea ucenicului către mentor. Cum vezi atitudinea aceasta ca parte a caracterului de slujitor? Ca din când în când să fii sub autoritatea, sub grija, hai să spunem mai bine, sub păstorirea cuiva mai mare, mai experimentat. Fiecare păstor se spune că are păstorul lui.
Eu cred în mentorare, am acceptat mentorare în viața mea. Nu cred în lideri care nu dau socoteală nimănui. Este un drum cu sens unic și este un drum spre nicăieri. Când nu dai socoteală cuiva de ce spui, de ce faci, ești în pericol. Un om care este onest cu el înțelege că nu este perfect și nu el este etalonul și măsura tuturor lucrurilor. Nu cu el a început slujirea și nu cu el se va încheia slujirea. Noi dăm socoteală unii altora. Activăm într-un trup. Și în trupul lui Hristos, în armonie, îl slujim pe Dumnezeu. Dar atunci când un lider acceptă în viața lui mentorarea, acceptă modelul biblic. Domnul Iisus Hristos a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Ucenici au făcut la rândul lor ucenici. Și tot așa s-a multiplicat biserica. Dar trebuie să dai socoteală cuiva de viața ta, de drumul pe care l-ai ales, de predicile pe care le ții, de învățătura pe care o ai. Permanent și nu spun ocazional, spun permanent, trebuie să fii sub autoritatea spirituală a unui om căruia îi dai voie să privească în viața ta și să-ți spună deschis anumite lucruri. Uite-l pe Domnul Iisus Hristos. În noaptea în care a fost vândut, Simon Petru, într-un act de bravură, spune, Doamne, tot se leapădă, eu nu mă voi lepăda. Vezi, Domnul Iisus Hristos este onest cu Petru și îi spune, Simone, Satana a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Această relație de mentorare presupune și să-l corectezi dacă îl vezi pe un drum greșit. Uite-l pe Domnul Iisus Hristos în momentul în care Petru îl ceartă. Să te păzească Dumnezeu să alegi drumul spre cruce. Și Iisus îi spune deschis, înapoi a mea, Satanu. Cuvintele tale sunt cuvintele oamenilor. Dar asta nu l-a împiedicat pe Petru să-l iubească pe Iisus. Nu l-a împiedicat pe Petru să meargă după Iisus. Și el rămâne piatra pe care s-a zidit biserica. Asta înseamnă că mentorarea a dat roade în viața apostolului Petru. Și el, la rândul lui, a mentorat ucenici, a mentorat slujitori, pentru că prin actul punerii mâinii în Noul Testament, cu sens de investire în slujire și de ordinare a noilor slujitori, eu cred că acolo se implică și mentorarea, care depășește doar un dialog formal din când în când. Presupune să dai voie unui om să se uite în viața ta, unui număr de oameni să se uite în viața ta, care au autoritate spirituală și care îți pot spune și unde greșești și să-ți asumi unde greșești și să îi dai voie lui Dumnezeu să te conducă pe drumul bun. Când tu crezi că ești vioara întâi și că fără tine lucrarea lui Dumnezeu se va opri, istoria ne-a dovedit că lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe și fără superstaruri. Alex, cred că e timpul să discutăm puțin și despre ceea ce reprezintă profilul unui slujitor, despre un set de anumite calități pe care cel ce se numește slujitor ar trebui să le aibă. Haideți să enumerăm câteva dintre ele, poate pe cele mai importante, bineînțeles plecând de la Sfânta Scriptură. Voi fi onest și deschis. Nu am foarte mulți ani de slujire, dar am crescut în casa unui slujitor. Tatăl meu a fost și este păstor în biserica din care vin. Am văzut provocările unui slujitor, am văzut nevoile unui slujitor, am văzut condițiile în care slujește un om al lui Dumnezeu. Dar cel mai important, am înțeles faptul că un slujitor trebuie să dea dovadă de un caracter evlavios. Și evlavia este un lucru important, este o virtute pe care Dumnezeu o cere să se găsească în fiecare credincios. Să fie sincer, să fie deschis, să fie modelabil, să se lase prelucrat de Dumnezeu. Dar un caracter evlavios nu este suficient. Sfânta Scriptură vorbește și despre o cunoaștere profundă a învățăturii Sfintei Scripturi. Pentru că numai cunoașterea Sfintei Scripturi într-un mod real și aplicat în anumite zone din viața ta, te pot feri de erezii, te pot feri de drumuri înșelătoare, te pot feri de curente care îți pot devasta și caracterul, și gândirea, și slujirea, și familia, și are implicații în toate domeniile vieții. Un slujitor trebuie să-și asume și condiția de ucenic. Un ucenic este în permanență interesat de studierea cuvântului lui Dumnezeu, de îndreptarea anumitor lucruri din viața lui, de eficientizarea domeniilor de slujire, de
păstrarea unui ritm și a unei integrități morale în fiecare aspect al vieții lui. Apoi, Biblia ne vorbește despre faptul că un slujitor trebuie să fie un bun predicator. Predicarea cuvântului este una din sarcinile cele mai nobile pe care un slujitor al lui Dumnezeu o are. Dar predicarea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie o predicare a cuvântului viu, curat, nu manipulări, nu experiențe personale pe care nu le poți dovedi sau experiențe care te au pe tine în centru. O evanghelie diluată, o evanghelie umanistă, o evanghelie care gâdilă pe cei care te urmează. Vezi, Domnul Iisus Hristos niciodată n-a fost interesat de mulțimi. De cele mai multe ori mesajul era foarte radical. Mulțimile atunci când veneau după el le-a spus deschis: cine nu și-a crucea și nu mă urmează în fiecare zi nu poate fi ucenicul meu. E, în momentul în care un predicator predică cuvântul lui Dumnezeu, să nu se aștepte să fie luat în brațe. Lumea ne va urâ, tocmai din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Dar dacă ți-asumi această chemare a lui Dumnezeu de a fi vocea lui Dumnezeu, va trebui să spui lucrurilor pe nume, să spui adevărul. Și adevărul în societatea contemporană, într-o societate secularizată, doare și este nu răstălmăcit, este bombardat și discreditat în toate domeniile în care încerci să-l aduci în prezența omului de zi cu zi. Apoi, ce este important la un slujitor este să evite această capcană a unei eficiențe imediate. Sunt foarte mulți care nu au răbdare să crească. După cum vezi, în generația în care trăim, totul se desfășoară cu o viteză ieșită din comun. Ți se cere rezultatul imediat pentru a fi relevant și pentru a fi păstrat într-un anumit segment. Vezi, un păstor mi-a spus odată un adevăr pe care l-am în inimă și acum. A spus: un om de afaceri la finalul anului trage linie și spune: profitul meu e format din atâtea cifre. Un slujitor trage linie la sfârșitul anului și ce să contorizeze? Nunțile? Botezul? Binecuvântările de copii? Ungerile cu un de lemn făcute persoanelor în nevoie? Văduvele ajutate? Copiii vizitați? Ce poți să contorizezi? Slujirea, din punctul meu de vedere, trebuie văzută din perspectiva faptului că ea nu poate fi evaluată sau validată sau contorizată cu elementele cu care este validată și contorizată o implicare socială. Când tragi linie, știi, uite, am muncit o lună de zile, când tragi linie după un anumit timp, se văd rezultate tangibile, palpabile și așa mai departe. Slujirea creștină se duce spre eternitate. Și de cele mai multe ori când tragi linie la sfârșitul anului, nu vezi cu ochiul liber efectul slujirii tale. Câteodată ai impresia că nu se vede nimic. Exact. Tocmai de aceea trebuie răbdare. Ales ca să adaug ceva, spune că slujirea este unidirecțională. Ca și dragostea, de altfel. Te iubesc pentru că vreau să te iubesc. Așa mă îndeamnă Dumnezeu. Slujesc pentru că așa Dumnezeu mă îndeamnă să te slujesc. Și slujindu-te pe tine, de fapt, slujesc pe cel care m-a pus să te slujesc. Pe Dumnezeu. Alex, am discutat multe aspecte ale slujirii și mă întreb și te întreb și pe tine în seara aceasta, dacă în tot acest proces în care unii ne-am angajat la chemarea lui Dumnezeu, există ceva la care trebuie să ținem neapărat, ceva care nu trebuie ratat? Sigur, relația cu Domnul Iisus. Atunci când slujești, trebuie să ții cont că îl slujești pe Dumnezeu, dar trebuie să rămâi și într-o relație cu El. Vezi, în Matei 7, de la 22 la 23, există o categorie de oameni care, în opinia mea, au căzut în extrema aceasta activismului religios. Dar este dificil de interpretat pasajul acesta. O să scoatem în evidență doar nevoia unei relații autentice cu Domnul Iisus Hristos în momentul slujirii. Domnul Iisus spune așa: vor veni mulți în ziua aceea și îmi vor spune: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și Domnul Iisus Hristos are un răspuns care mă îngrijorează. Răspunsul Domnului este sincer și este direct. El spune astfel: depărtați-vă de la mine, pentru că nu v-am cunoscut. Ce înțeleg din pasajul acesta este nevoia unei
relații autentice cu Domnul Iisus Hristos pe tot parcursul punerii în operă actului slujirii. Da, scopul este Domnul, dar relația cu El nu trebuie să se piardă. Pentru că în momentul în care tu pierzi relația cu Domnul Iisus Hristos, în momentul în care pe El îl slujești, dacă ai pierdut din vedere relația cu El, ajungi în extrema unui activism religios, a unui activist care pe El se scoate în evidență, pe El se slujește și automat scopul este deturnat. Nu mai este Hristos în centru. Când nu ai o relație cu Hristos, nu mai ai niciun scop să-L slujești pe El. Pur și simplu faci multe chestii din obișnuință, din inerție, le faci pentru că așa l-ai văzut poate făcându-le alții, le faci pentru că așa l-ai făcut înainte și bineînțeles le faci pentru că poate obții ceva în schimb. Exact. Păi tocmai asta, activismul religios mizează pe rezultatele de acum și pe o recompensă acum. În schimb, relația cu Domnul Iisus Hristos implică o modelare a vieții noastre și implică și așteptarea unei răsplătiri care va veni la finalul vieții, va veni în eternitate. Domnul Iisus Hristos întotdeauna când și-a chemat oamenii, și-a chemat apostolii, i-a chemat pe cei care i-au împărtășit mesajul, atunci când i-a chemat la mântuire, i-a chemat la slujire, dar a fixat pentru ei și o răsplată la finalul implicărilor. Singurul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când îl slujim pe Dumnezeu în generația aceasta, cu prețul pe care îl plătim fiecare din noi, în contextul în care ne găsim fiecare din noi, noi nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că Dumnezeu ne va răsplăti într-un final. Și eu cred într-o răsplată a lui Dumnezeu, aștept răsplata lui Dumnezeu. În momentul în care îmi caut răsplata aici pe pământ, mi-am pierdut răsplata în eternitate. Mi-am pierdut răsplata pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine. Alex, ne apropiem de încheiere și înainte de a trage o concluzie, aș vrea să vorbim și despre pericole. De fapt, despre un pericol pe care tu îl consideri poate cel mai mare, o greșeală pe care un slujitor ar putea să o facă în viața lui de slujire. Care crezi că ar putea fi aceea? Pericolul cel mai mare este ca cel ce slujește să se concentreze pe slujba pe care o face și nu pe Domnul Iisus pe care îl slujește. Faci din chemarea ta, faci din slujba ta un idol și îl pierzi pe Dumnezeu din vedere. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru modul în care ai abordat subiectul acesta. Înainte de a încheia, aș dori să tragem și o concluzie. Cu ce ar putea rămâne telespectatorii noștri acum la finalul emisiunii? Cel mai important lucru pe care aș vrea să-l las în inima celor ce ne ascultă este faptul că Dumnezeu cheamă pe om la slujire. Omul trebuie să-i răspundă afirmativ lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că există un timp potrivit pentru slujire. Trebuie să înțelegem că există un scop pentru slujire și scopul este întotdeauna gloria lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că modelul suprem în toate aspectele slujirii noastre este Domnul Iisus Hristos și apoi ce găsim în viața și în practica apostolilor Domnului Iisus. Și mai important, să nu pierdem din vedere relația pe care o avem cu Cel care ne-a chemat la slujire, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Fiecare om trebuie să-i slujească lui Dumnezeu în funcție de chemarea pe care a primit-o, să pună armonie între el și Dumnezeu atunci când îi răspunde cu da. În acest sens aș dori să încheiem cu un verset, cu un pasaj din Sfânta Scriptură foarte drag sufletului meu, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, atunci când Apostolul Pavel vorbește despre greutățile slujbei lui de apostol, el a spus astfel: comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Amin. Amin, zic și eu, Alex. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o bucurie să stăm de vorbă și să încercăm să înțelegem ce înseamnă să faci o slujire după chemarea lui Dumnezeu și nu să pierdem timpul, să ne chinuim sufletele, alergând în stânga și dreapta într-un activism fals,
crezând că facem voia lui Dumnezeu. Îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și toată echipa Prodocens Media și pe toți ascultătorii Prodocens Media. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!